al lui Maxim Tudorie. Ștefănescu nu este offside, așteaptă Filop și Așkovski. Dribling bun Ștefănescu, centrare și este 2-1. Marcaz Eder, minutul 33. Ștefănescu cu gol și asist. Până acum în acest meci. Prima reușită a lui Eder în acest campionat. Eder a dat două goluri în campionatul precedent. Ultimul gol al lui Eder datează din 26 ianuarie 2021. Înscria într-un 3-3 al lui Șepși în deplasare cu Viitorul. Slăbuț portarul aici. Bine, e un copil. Era destul de previzibil. Eder n-a dat acolo de unde vine mingea, unde este aproape imposibil de intervenit. A dat pe colțul lung, sigur, a dat cu pământul, dar cred că un portar mai bun ar fi reușit să blocheze lovitura, care nici nu mi se pare că a fost foarte puternică.